Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie, ploaie, vânt, niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Vreau să vă spun că să... Vreau să vă... Tu! Salut! Sunt Otu de la Miere TVO și astăzi este duminică, fraților. Este ultima zi din a treia săptămână de dietă din 2020. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri cu perioada mea de slăbire din 2019, cu prima perioadă de slăbire, căutați în playlistul Slăbește cu Otu, pentru că am peste 150 de clipuri cu prima perioadă de slăbire. Chiar dacă vreți să mă urmăriți în continuare, nu uitați să dați un like la acest clip și să vă abonați la canal. Să activați clopoțelul de notificări pentru a fi înștiințați mereu când postez ceva nou. Haideți mai întâi să vedeți ce am mâncat săptămâna aceasta, iar eu între timp mă voi cântări și vă voi arăta și vouă. Mi-am început dimineața cu o cafea, cu două lingurițe de miere de rapiță. Mi-am făcut aici multivitamine în sticla asta de apă, am pus cam jumătate de litru. Și aici avem sana, cu bulac de țară. Ia uitați ce ciorbă am aici. Wow, de afumătură, arată senzațional. Abia aștept să mănânc, tocmai am venit de la sală. Voi mânca cu niște ardei din ăștia ius din oțet și cu două, trei feluțe de pâine neagră. Pofta bună! Tuturor. Dimineața asta este foarte, foarte frig, dar mergem la Călimănești să vindem miere. Vă așteptăm pe toți cu drag dacă aveți drum pe acolo. Vă salut, mai bine! Aici avem o încărcare cu carbohidrați. Avem foarte mult orez, cred că sunt vreo 500 grame, sos picant și o pulpă de pui pentru proteine. Aici avem ouă fierte, tot așa foarte bune în proteine și grăsimi sănătoase și castraveți murați. Și acolo avem desertul. Mai am un pic și termin și borcanul ăsta. Ieri nu am reușit să mănânc toată mâncarea. Mai am aici pilaf. Voi mânca azi și ouăle, bineînțeles. Cred că voi mânca vreo 2-3 ouă. Iar diseară voi mânca o ciorbă.
1997. Super tare. Haideți că am scris și aici pe foaia mea de progres, 119,7, ați văzut până la trecută când am 122,3, sunt 2,6 kg. E super bine. Dacă ați fost atenți, ați văzut că într-o zi am mâncat pui la rotisor și am încercat să-l mănânc pe tot, am făcut un video separat, dar acea provocare o să o vedeți cât mai curând săptămâna viitoare, pentru că nu am apucat să editez acel clip. Dar până atunci lăsați-mi în comentarii părerea voastră dacă am reușit să-l termin sau nu. A fost un pui de 1,2 kg. Vreau să vă spun că sunt foarte mândru de mine pentru că săptămâna aceasta am reușit să nu mai beau sucuri, să nu mai mănânc dulciuri. N-am mai băut sucuri nici cu zahăr, nici fără zahăr și am reușit să rezist tentației. Am băut decât apă plată și ceaiuri, cafea, dar în principiu a fost mai mult apă plată. Am reușit să slăbesc atât de mult deoarece la alimentația pe care deja ați văzut-o am adăugat și 4 ședințe de sală, unde am lucrat circuit mult, mult mai intens decât săptămânile trecute. Adică am redus semnificativ pauzele și chiar am combinat câte 2 sau 3 exerciții fără pauze deloc. Acestea se numesc superseturi sau triseturi, iar cu ajutorul lor am reușit să-mi stimulez mult mai tare pulsul, acesta crescându-mi foarte mult. Am mai mers și 30 de minute pe jos zilnic, iar lucrurile acestea, toate adunate, au dus la această scădere în greutate. Somnul și mesele sunt în continuare foarte, foarte aiurea. Programul meu este dat peste cap. Nu am reușit să dorm noaptea, m-am culcat mereu pe la 5-6 dimineața și m-am trezit pe la 2 pe masă. Mesele le-am avut în continuare foarte, foarte târziu datorită programului de somn. Prima mea masă, micul dejun, a fost undeva la ora 8 seara. Și ultima masă o am undeva pe la ora 2 noaptea. Sunt conștient că dacă reușesc să reglez și acest parametru cu odihna, cu somnul, să reușesc să dorm și eu noaptea, îmi va fi mult mai ușor să slăbesc și să cresc în masă musculară. Scopul meu nu este numai acela de a slăbi, dar și să cresc în masă musculară, pentru că vreau să arăt bine când voi termina această perioadă de slăbire și de aceea trebuie să am o masă musculară satisfăcătoare. Pentru că vreau să arăt bine după ce voi slăbi cele 50 de kilograme propuse anul trecut. După cum vedeți aici, nu prea am piele care se atârnă, pielea se ține foarte, foarte bine. Uitați. În fine, cu toate astea am reușit să dorm câte 8 ore în fiecare zi, trezindu-mă undeva pe la ora 2, însă cu o energie destul de scăzută, eu fiind mult mai energic seara, noaptea chiar. Pentru a reuși totuși să fac curat, să mă duc la sală și să nu dorm pe aparate, îmi încep ziua cu câte o cafea mare la 400 ml, făcută acasă, o cafea Jacobs naturală la care adaug 2-3 lingurițe de miere. Și lucrul ăsta îmi dă energie pentru a putea să încep ziua cu sala, să mă duc, să trag de fiare și așa mai departe. Cam atât, fraților, pentru acest clip. Eu sunt foarte, foarte fericit că am reușit să slăbesc atât de mult și săptămâna aceasta. Stați cu ochii pe acest canal pentru că urmează clipuri super, super tari. Chiar astăzi vreau să filmez un clip cu vară mea. Voi face KFC vs. McDonald's pentru că este timpul pentru primul cheat day din 2020. Vă asigur o să fie ceva foarte, foarte distractiv, așa că nu uitați să lăsați un like și la acest clip și la clipurile care vor urma. Să lăsați un comentariu, eu sunt Otto, nu uitați, fraților, să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole pentru că sunt foarte sănătoase pentru organismele voastre. Până data viitoare, vă salut! Ciao! I'm a simple man, don't wanna complicate you.